Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou experiment pe acest canal, un experiment foarte fain în care vom vedea ce ar face Cristiano Ronaldo și Lionel Messi dacă ar face schimb de echipe. După cum știm prea bine, Ronaldo s-a descurcat destul de bine, a cărat United-ul, iar Messi nu a prins cea mai bună sezonă a lui la PSG, așa că vom face un mic experiment în care Ronaldo va juca pentru PSG și Messi va juca pentru United. Vom simula și vom vedea statisticile acestora. Dacă îți place acest experiment și vrei să mai vezi câteva experimente foarte, foarte faine pe acest canal, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai apară experimente sau alte clipuri foarte, foarte faine pe acest canal. Intrăm direct să simulăm și prima carieră cu acest super trio Neymar, Ronaldo și Mbappé. Pe, se pare că Mbappé va fi antrenat să fie jucător pe poziția de right winger ca să-l lăsăm pe Cristiano Ronaldo direct aici striker, intrăm evident la cel mai bun jucător al nostru și îl vom pune legit la antrenamente și înainte să dăm start la simulare vom verifica cum s-a descurcat Cristiano Ronaldo în primul sezon doar că nu -mi prea îmi place ceva aici. Avem foarte, foarte mulți jucători de magia. Zic să schimbe acesta tricoul. Ne dăm lui Di Maria tricoul cu numărul 13. Ca Ronaldo să primească tricoul cu numărul 7 și Mbappé să iei tricoul cu numărul 11. Sau de fapt, uite, s ar potrivi mai bine, tricoul cu numărul 9. Și gata, și dăm înapoi lui Maria 11. În primul și în primul rând o să vă zic că statisticile acestuia a jucat 38 de partide, dar doar 37 pentru United. Are un match în Serie A unde a jucat la Juventus Torino pentru 30 de minute. După aceea acesta a fost transferat, deci practic în sezonul 21-22 are 38 de apariții, dar are 24 de goluri pentru Manchester United. Are 30 de apariții în Premier League cu 18 goluri și 3 asisturi, iar în Champions League are 6 6 apariții, 6 goluri, foarte mișto. Oricum ați avut o poză și pe ecran care ați putut vedea foarte, foarte bine statisticile acestuia. Voi simula totuși de -a până în apropierea Super Cupei. O să ne oprim total în random, nu contează, dar ce trebuie să facem neapărat, neapărat. Intrăm aici frumos la Mbappe. vedem că este oficial right winger și îl vom pune în antrenamente la pase. La pase, dacă tot este un super right winger, deja are cea mai mare overe de la echipă. Vom simula mai întâi meciul din Super Cupa Franței ca să vedem și scorul unde scoatem un 3 la 0 scor direct de neprezentare. Îi dăm până la jumătatea primului sezon ca să meargă totul foarte, foarte fain. Un 2 la 1. Până acum avem două victorii din două și evident la fel ca în această partidă, de fapt în această carieră, la fel și la următoarea carieră cu United. Mamă, 5 la 0. Vom avea exact, exact grupele din realitate ca să fie totul mult mai fun. O vedem acum Manchester City o primă victorie cu Manchester City, dar în campionat parcă scărți puțin lucrurile. Cam multe egaluri dacă mă întrebați, o primă victorie cu OM. Oare ce vom face cu OM, o înfrângere? A, nu se poate, măcar avem acolo, cred că 12 puncte din 12 posibile. Își va lua oare revanșa Manchester City? Da, uite, Pep Guardiola spune cuvântul. Poate nu ne încurcăm în ultima partidă cu Leipzig și sperăm că am luat locul în... Locul 2, sigur am luat locul 2. După care cu Nice 4 la 1, după care avem în campionat 4, 1, 4, 1, 3, 1. Înfrângere cu 2 la 1. A, nu zicem chiar extraordinar, nu cred că suntem pe locul întâi și ne-am oprit la jumătatea se Ba da, suntem pe locul întâi, dar la egalitate cu OM. Dacă ne uităm puțin la statistici, mamă, Ronaldo are 90 vre la fel ca Neymar, iar Mbappé are 95. Dacă ne uităm frumos la statistici, de ce nu pot să văd statisticile portarilor? A, pentru că nu a jucat doar în Roma. Mamă, dacă sportarea au aceștia, am văzut aici 0, 0, 0, 0, 0, 0. Stai mă cu apărat doar Navas, Dona Roma n-a jucat în nici măcar o partidă, a apărat doar Navas. Ronaldo a jucat până acum în fiecare partidă, deja are și 21 de goluri. Se pare că acesta totuși are 4 goluri în 6 apariții pentru PSG, nu 6 din 6, care alzate, dar totuși 17 goluri în 19 apariții. Pe practic deja au egalat numărul de asisturi, mai trebuie un gol în campionat, două goluri în Champions League. Și gata, am un mușeu depășit sezonul la United. Experimentul acesta sperăm să iasă foarte bine și a picat mai departe cu Chelsea. Mam, cred că am luat totuși locul 2. Vedem acolo meci și în cupa... au cupa Franței. Bă, băiatule, bă, dar în campionat avem și noi dreptul la câteva victorii. Poate nu suntem eliminați din cupă de către echipa aceasta din Liga 2 la 0, bun, hai cu Bordeaux ar trebui, bun, o victorie, hai, meciurile importante, cele de Champions League, hai băiți, 1 la 1 cu Chelsea, totul sau nimic, poate nu suntem imediat eliminați din Liga Campionelor, chit că este PSG-ul, poate Ronaldo adaugă acolo un plus și 3 la 1, foarte frumos, a picat mai departe cu AC Milan, egal 1 la 1 cu Monaco, din câte se pare, ce hai, cu AC Milan Bă, noi facem egaluri în tur ca să avem emoții iar Cristiano Ronaldo cu Mbappé se vor întâlni cu probabil câștigătoarea ligii campionilor și anume Real Madrid pe care îi bate cu scorul de 2 la 1 oare a marcat Ronaldo pe Bernabeu incredibil și vedem că PSG-ul este în finală oare asta era soluția? oare aceasta era soluția? ba nu, e se semifinala o să dăm pe la meciul cu Atletico de Madrid pentru a simula și să vedem dacă Ronaldo poate lua un nou trofeu de liga campionilor, asta este soluția pentru Paris SG să ia marele trofeu dorit. Nu știu dacă putem încerca câteva modificări, dar nici nu prea avem jucători, mai ales pe mijloc. Poate un gay, un verat aici, cred că arată destul de bine, un Neymar care are 91 OVR, Neymar a crescut în OVR ne bucurăm. Te Magia îl vom pune aici. Ramos va fi rezerva noastră. Dar nu avem rezerve, din câte se pare. Uite, îl punem aici totuși pe acesta. Mai facem o mică modificare și când dăm acest măreț quick sim, vedem că PSG-ul pierde cu 2 la 1. Incredibil, Wijnaldum, intratul o marchează Ronaldo, pierde prima lui finală de Liga Campionilor. Măcar, dar de fapt, na, realist, n-are cum PSG-ul să ia acest trofeu. Îi dăm totuși mai departe, să vedem ce a făcut în cupă. O victorie, a luat un nou trofeu și în campionat am terminat pe locul 2 la un singur punct de Lyon, la un singur punct distanță. PSG-ul n-a luat atâtea trofee, dar dacă ne uităm puțin la apariții, Ronaldo a jucat în fiecare, dar în fiecare partidă, reușind 37 de goluri, 7 în Champions League, 26 în prima ligă, nici badare, da, 4 goluri în cupă, în total 37 cu 8 asisturi, deci un sezon la PSG pentru Cristiano Ronaldo ar fi mai bine decât un sezon la United și urmează acum să facem la fel și cu Messi. Iar în acest moment avem și cariera cu Messi, care cred că va rămâne ca right winger, nu avem de ce să-l mutăm. Avem grupa la fel ca în realitate și simulăm de data aceasta până pe data de 2 ianuarie, unde o să ne și oprim foarte rapid, am uitat, am uitat să zic și de Messi că... eu începeam direct să simulez, dar fără să am o comparație, Messi a jucat doar în Cupa Franței, în Champions League și în prima ligă din Franța, unde a adunat în total 34 de apariții, 34 doar, cu 11 goluri și 15 asisturi. După cum putem vedea, are în Liga Franței 26 de apariții cu 6 goluri și toate asisturile au fost date în Liga Franței. Mă gândesc împotriva echipelor mai slabe. În Champions League are doar 5 goluri și atât în cele 7 apariții. Și a apărut puțin așa și el un meci întreg în Cupa Franței. Într-un singur meci a fost integralist, dar nu a reușit din păcate nimic. Așa că de data aceasta îi dau iar frumos până pe data de 2 ianuarie unde sperăm ca Messi să marcheze mai mult de 11 goluri, poate chiar dă mai mult de 15 asisturi în debutul acestui în Premier League la Leeds United. Din păcate United o scoate doar un egal, dar o duce relativ decent. După care Ulfs, o nouă victorie și cu cool. Ulfs, v-am zis să avem grupele la fel ca în realitate. Cu Vila Real, normal că United se descurcă. Cu City, din păcate, pierde în Cupa Era acolo un meci frumos. După care urmează meciurile și cu băieții tineri, cu Young Boys, unde United se încurcă din nou. Dar vedem că bine e doar un 3 la 1 de la Liverpool, nu ca realitate, cu City se pare că pierde cu 4 la 1. Să că United este la fel de slabă și cu Ronaldo și cu Messi. Nu poate niciunul să care echipa foarte, foarte tare. Am intrat deja luna decembrie, unde avem o perioadă extraordinar de plină, dar sperăm că am trecut mai departe și mă gândesc că avem destul de victorie, că să prindem cel puțin locul Doi. după care per total avem 3 victorii și 2 egaluri până acum, poate nu avem nicio înfrângere, 4 victorii și 5 victorii în luna decembrie, în prima zi din luna ianuarie, cu mai trebuie revelion, distracții, băutură, că United-ul să bagă direct la prima partidă. Vedem că Messi are 91 over, a jucat destul de mult, iar dacă ne uităm la statistici, au fost în total 28 de partide. 28, unde Messi le-a jucat pe toate și vedem că a marcat și mai multe goluri la United. Are 12 goluri cu 5 asisturi, îi mai trebuie 10 asisturi ca să egaleze performanța din Franța. Vedem că aici s-a pus puțin și pe joacă, nu doar pe pasat. În Liga Campionilor are în cele 6 apariții 2 goluri și 2 asisturi. Se pare că Messi a marcat doar în unul din cele două meciuri pe care le-a jucat, dat un gol la două meciuri și un asist la 4 meciuri. Interesant. Am văzut acolo că Pogba o să ne părăsească, nu cred că mi-are rost din nou să simulăm și am picat mai departe cu Bayern München, unde sincer să fiu cu voi băieți, nu știu ce o să facă United-ul împotriva lui Bayern. Urmează un egal acolo împotriva lui Stevie G, un nou match în cupă cu Oxford, cred că aceasta este FA Cup, din prima cupă sigur au fost eliminați și sunt curios și o să facă United vs Bayern în acest moment. 2 la 1, te avem și 3 la 0, 3 la 0, 3 la 1. acolo puțin mai bine în Premier League, poate prindem un top 4, trecem mai departe în FA Cup, normal că pierdem cu City. Și se pare că am trecut mai departe în Liga Campionilor, unde o să ne întâlnim cu Porto foarte foarte lejer. 3 la 0 cu Liverpool. Și acolo echipa o revanșă, dar n-avem voie, n-avem deloc voie să pierdem aici. Bine că trecem mai departe. Ne vom întâlni în semifinale cu un Dortmund, un Dortmund care încă îl mai are pe Haaland, am fost acolo eliminați din cupă 3 3 și o nouă finală doar că de data aceasta împotriva lui Liverpool. Se pare că dacă Messi că ar veni la United, cel puțin în FIFA United ar ajunge până în finală și haide să vedem, haideți să vedem dacă de data aceasta Mesica ar putea lua Champions League-ul. Acest experiment putea să fie filmat foarte ușor, simulând la o echipă random, dar cred că vă va convenit să facem ceva de genul acesta și fiți atenți, schimbăm tactica. Punem pe Mesica pe poziția de CF și ne încercăm ceva de genul acesta. Ce schimbări tactice avem aici, incredibil! Jucăm băieți cu această echipă. Am dat un nou Quicksim și am zis că puteam simula cu o echipă uh, random, nu contează, nu știu, de exemplu cu FCSB-ul, și apoi să vedem statisticile, dar nu avea același farmec. Oricum, united și PSG-ul nu s-au întâlnit. Am vrut să simulez uh, cariera fiecăruia ca să lăsăm jucătorul să se descurce cât poate el de bine. Dă un Quicksim și se pare că da, la fel ca Ronaldo, Messi pierde de nou finală și nu el este marcatorul. Nu știu, băieți, sper oricum că v-a plăcut per total acest videoclip. Nu uităm și la statistici au fost 57 de partide. Unde? Mamă, nu-l mai vedeam. ba da, Messi primul. Nu-l vedeam pe Messi. Messi a marcat 22 de goluri și 16 asisturi. Din nou a pasat foarte, foarte mult. Se pare că a dat un asist mai mult la United decât la PSG și a marcat 22 de goluri, de două ori mai multe goluri la United și vreau să vă zic că dacă v-a plăcut acest experiment în care am făcut schimb de echipe, poate facem aceeași chestie din nou dacă vă place acest experiment unde vom vedea ce ar face Messi la Barcelona și Ronaldo la Real Madrid, ce s-ar întâmpla dacă i-am întoarce pe aceștia la echipe în 2022 nu uitați acolo dacă vă place această idee și vreți să vedeți experimente de genul episoade în continuare, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă încă nu sunteți abonați Păi băieți, numele meu este DS Vă urez la toți, aveți o zi extraordinară Vă salut!